Legea prevede clar că mașinile trebuie să aibă cauciucuri de iarnă dacă circulă pe drumurile publice acoperite de zăpadă, gheață sau polei, deci nu se referă la o anumită dată. Asta nu înseamnă că toți șoferii ar trebui să aștepte zăpada ca să-și echipeze mașinile pentru iarnă. În cazul în care încălcați aceste prevederi, riscați să rămâneți fără certificatul de înmatriculare, dar și să plătiți o amendă din clasa a patra de sancțiuni, adică de la 9 la 20 de puncte amendă. Anul acesta, punctul amendă a crescut la 70 de lei, ceea ce înseamnă că amenzile sunt cuprinse între 630 și 1400 de lei. Discuțiile de când a apărut această lege au trecut, însă au apărut altele pe tema numărului obligatoriu de cauciucuri de iarnă. Se pare că autovehiculele de transport persoane cu maxim 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, deci și autoturismele personale, trebuie să fie echipate cu anvelope de iarnă pe toate roțile. Aceeași prevedere este valabilă și pentru cele de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone. Pe de altă parte, așa cum precizează și norma legală, vehiculele transport de marfă de peste 3,5 tone și cele de transport de persoane cu peste 9 locuri trebuie să fie echipate cu anvelope de iarnă numai pe axele de tracțiune. Dacă autoturismul este dotat sau nu corespunzător, poate controla Inspectoratul de Stat pentru Control în Transportul Rutier, care începând cu luna decembrie anului trecut a preluat atribuțiile de verificare ale ARR-ului și RAR-ului. Așadar, pentru a nu vă alege cu amenzi, dar în primul rând pentru siguranța dumneavoastră, ar trebui să vă echipați curând mașinile pentru sezonul rece.